Bună dimineața țară, bună dimineața lume, basarabeanule, moldoveanule, românule, oriunde te-ai afla, în ce capăt al lumii, sper să fii astăzi dimineață cu noi la o cafea aici la Tezaur Folk, televiziunea sufletelor noastre, televiziunea populară, televiziunea poporului, televiziunea apolitică. Este unica televiziune deschisă în țară datorită unei inimi foarte calde, care își iubește neamul, poporul și tot ce înseamnă artă, tot ce înseamnă tezaur. Este vorba de producătorul nostru general, Natalia Medoni Rodideal, care îi mulțumim pentru această deschidere și oportunitate de a fi în fiecare dimineață cu dumneavoastră, telespectatorii noștri dragi, scumpi, și de ce nu să ne deschidem sufletele, să discutăm de dimineață, să bem o cafeluță, să servim, și vreau să gust cafeaua mea de dimineață pregătită de echipa Tezaur Folk, să vedem ce gust are, iar aroma vreau să o simțiți și dumneavoastră așa, prin intermediul micilor ecrane. Ia să gustăm! Deci știi ce gust are? Un pic amărui, dulce dacă vrem să-l sesizăm așa pe vârful limbii, cu buzele doar. Și este cafeaua pregătită fără zahăr, chiar mulțumesc, pentru că zahărul îngrașă, iar el, ca și sarea și zahărul, trebuie folosit în măsură, cum spunea domnul Urschi, să-i dea Dumnezeu sănătate, totul trebuie să fie cu măsură. Oameni buni, țară, lume, cei din Italia, Portugalia, Israel, America, Mozambic și, nu știu, Africa de Sud, oriunde v-ați afla, să știți că în fața micilor ecrane putem să ne întâlnim împreună cu prietenii și prietenele mele. Am adus cărți. Cărți care niciodată nu trădează, cu care poți să discuți orice. Cărți de unde ai de învățat și fiecare din acești scriitori are filozofia lui de viață. Ne place, nu ne place, selectăm doar ce e bun pentru sufletul nostru. De multe ori am spus, în această lume totul este relativ, cum a menționat Socrate, adevărul și el este relativ. Iar adevărul, cum spune vorba populară, stă la fundul mării. Acum nici nu știu dacă mai stă la fundul mării, pentru că în Marea Neagră s-au descoperit urme de civilizații. Așa că, oameni buni, haideți să răsfoim cărțile cel mai bine, pentru că dacă ne ducem într-o altă lume a misterului, trebuie să putem ieși de acolo, pentru că este o lume atât de fascinantă și de necunoscută, încât mai bine să sorbim o gură de cafea și să citim din cărțile noastre. Oh, ce-mi place mirosul cărților! Când eram mică, după școală, dacă aveam acei 20 de copeici pe timpul meu, a Uniunii Sovietice, pe care mama mi-i dădea la școală să mănânc un pateu, un pirojoc, așa și se numea, așa le spuneam, limba noastră cea română era, Doamne, Doamne, cât de mult suferea, îngrămădeam bănuții, îngrămădeam copecile și mă duceam și îmi cumpăram câte o carte. Așa a fost. Eu îndemn toți copiii și chiar maturii, atunci când are un ban în plus și când părinții trimit de peste hotare bani, duceți-vă, oameni buni, duceți-vă voi copilași, tineret, și cumpărați câte o carte. Cumpărați, citiți, dezvoltați-vă viziunea asupra vieții, dezvoltați-vă limbajul, vocabularul, și asta o să vă facă oameni în viață. O să vă ajute să vă puteți alege un drum poate mai bun decât a părinților noștri. Am venit astăzi să o luăm de la o capăt cu Iurie Sadovnic, Orheianul. Vreau să-l citiți. Să știți că acest trubador, domnul Sadovnic, a scris și scrie multe versuri frumoase. Această carte a fost sponsorizată de Anatol Josan, care a făcut mult lucru frumos și a ajutat mulți artiști să-și îndeplinească visul. Într-o carte, într-un spectacol și așa mai departe. Am cartea domnului Ion Prisăcaru, Citește-mi inima. De-am putea noi citi inimile noastre și de-am putea să le ascultăm mai des. Altfel ar fi viața noastră, mult mai interesantă. Avem Lirica română de pretutindeni, o carte antologie lirică, o carte cu mai mulți scriitori care și-au vărsat lacrima iubirii de neam și țară pe paginile albe a unei hârtii care s-au adunat în foi, într-o carte frumoasă cu conținut bun. Avem
Dan Arhirie este vorba de un jurnalist din Tulcea, România, care a scris o carte, mai bine zis o analiză istorică, de acolo, de pe malul Dunării, din Tulcea, Constanța, partea aceea, Mürighiol, unde și-a scris oful, văzând că țara din 90 încoace, după Revoluție, poate are și mai multe neajunsuri, greșeli în politica ei de a conduce o țară. Vă recomand să o găsiți, să o citiți. Este foarte interesantă. Acest jurnalist, Dan Arhirie, vreau să vă spun că este un mare iubitor de creație populară. Să știți cât de frumos cântă și trage originele din Ardeal. Are o familie frumoasă, a avut un ziar. Am cunoscut și eu toată redacția care lucra la acel ziar, se numea ziarul Acum, din Tulcea, și țin minte, a făcut un material foarte frumos cu un bătrân, poate nu bătrân, că la 70-80 de ani oamenii încă nu sunt bătrâni, cu tatăl lui Zinaida Bolboceanu, a venit aici în Basarabia, la noi în Moldova, și vreau să vă spun că Nea Cozma, așa se numește tata lui Zinaida Bolboceanu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost o personalitate, un țăran cu o înțelepciune mai rar întâlnită. Cânta frumos, avea filozofia vieții lui, ținea minte școala românească. A fost fascinat acest jurnalist, Dan Arhirie, de înțelepciunea asta țărănească a lui Nea Cozma Bolboceanu, din Căușeni, Opaci. Așa, mai avem aici Petru Botezatu, visul lui Homer. Uitați-vă, Petru Botezatu scrie foarte frumos. Mai avem Lilia Manole. Este vorba de o tânără poetă, este vorba de un suflet rănit care își lasă amprenta în versuri, care își lasă dragostea nemărginită în această cărțulie. Vreau să vă spun că ea crede că limba română este o limbă cosmică, așa și este. Limba română, am sperat să înving neadevărul, nedreptatea, orgoliul și nedorința comuniunii spirituale între vorbitorii acestei sfinte limbi. Uitați-vă ce spune Lilia Manole. Este un suflet foarte sensibil, ca toate sufletele noastre, hai să zicem, din Basarabia. Este vorba de Ianoș Țurcanu cu Maxime, un poet drag sufletului meu. Este vorba de Dumitru Matkovski. Azi l-am adus în fața dumneavoastră, aici, la noi, la o cafea, pe marele filozof a timpurilor noastre, Dumitru Matkovski. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul lui. Și fiindcă am luat această cărțulie în mână, chiar aici pe spate vreau să vă citesc ce a spus Dumitru Matkovski. Ce a scris? Cântecul, o clipă, o singură viață, de-a purerea veche și nouă, a mea și a ta și a lui și a mărului roșu domnesc. Mă bucur, trăiesc și mă bucur, mă bucur de ploaia ce plouă, mă bucur de pâinea cu rouă, mă bucur de un vers eminesc. Se cântă, auzi, ca în strană, e cântecul simplul și mare, în sânge îmi pătrunde, în sânge și în cântec mă pierd în sfârșit, când toate vor trece, o, Doamne, sau cântecul spre nemurire, va trece și cântecul oare, sau cântecul spre nemurire ne este de zei dăruit. Mulți se întreabă ce înseamnă o pictură, ce înseamnă un cântec, ce înseamnă un instrument care sună dumnezeiește, o vioară. Sunt sentimentele noastre, sunt emoțiile noastre pe care noi trebuie să le dăruim. Este dragostea noastră. Și avem Alexandra Pitlik-Zakon, este o profesoară care s-a stabilit în Elveția și a scris în mai multe cărți dragostea de neam și țară, dorul ei. A scris și a descris porumbarul de la poartă. Foarte interesant scrie această doamnă. Vreau să vă spun că de câte ori vine acasă, ne întâlnim tot la o cafea și vreau să vă spun că este
întotdeauna cu lacrimi în ochi, vorbind de satul ei natal, din părțile Cantemirului, vorbind de dragostea asta de neam și țară, care nu poți să o scoți basarabeanului, românului, moldovean, din suflet. Ea există cu noi, cu rădăcinile noastre. Și fiindcă am ajuns la Alexandra Pitlic-Zacon, dați vă citesc Regret întârziat. Când povara anilor ne apasă și îmbătrânim, venim cu regret întârziat la mormântul mamei, să-i mărturisim secretul ce în suflet l-am păstrat. Ceea ce nu i-am spus cândva, n-am îndrăznit, nevrând să-i răscolesc durerea, nici timpul potrivit atunci nu l-am găsit. Doar peste ani venim să-i ascultăm tăcerea. Frumos. Și vreau să vă mai citesc o carte scris, o poezie scrisă de Alexandra Pitlic-Zacon în cartea Focul neamului. Mă întorc în țara mea. Foaie verde de bohor, omul este călător, dar mai călător ca mine azi pe lume nu e nimeni. În Rusia de am fost, am tot căutat un rost și de acolo am plecat, că n-am devenit bogat. În Spania am lucrat, mai nimic n-am câștigat, adunasem câțiva bani, m-au prădat niște golani. Azi în Grecia lucrez, des acasă mă visez, anii trec, zilele zboară, n-am găsit nicio comoară. Mândru, nu mă blestema, mă întorc în țara mea, acasă e cel mai bine să mă aștepți, că vin chiar mâine. Ne-am dorit să se întoarcă acasă toți cei plecați, să-și găsească aici rostul. Vreau să vă spun că avem o gură de rai, avem o țară bogată, un pământ frumos. Dacă vă duceți în drum spre Leușeni, spre Hotar și faceți la stânga sau la dreapta în codrii noștri și vă urcați într-un copac sau pe un vârf de deal, să vă uitați zarea, cât e de frumoasă, câte lacuri frumoase avem înconjurați de codri, aerul ăsta. Mi-ar părea rău dacă pământurile noastre s-ar vinde și ar nimeri în mâna altuia. Pământul nostru este cel mai scump și de multe ori m-am întrebat, oamenii care au rămas aici să trăiască, care au prins rădăcină, oare n-au fost mulțumiți cu ceea ce au? Întotdeauna mă gândesc că ar trebui să spunem mulțumesc cu ceea ce avem. Să ne bucurăm de puținul pe care omul are. Și uite cum e viața asta. Întotdeauna când suntem tineri vrem să avem, înainte dacă omul își dorea o căruță măcar, mai târziu o trotinetă, astăzi o mașină cât mai luxoasă, o casă cât mai mare, oameni buni. Când pleci dincolo nu iei cu tine nimic. Am avut experiența de a conduce pe drumul celălalt. Oameni care erau doar îmbrăcați, acoperiți, într-un sicriu din patru scânduri și cu mâinile goale. V-am spus o vorbă populară, când tatăl era pe moarte, le spune la feciori, atunci când am să mor, să mă îngropați, dar sicriul să mi-l faceți cu găuri înainte de a mă duce la groapă. Feciorii nu înțelegeau ce fel de găuri în sicriu ca să-și scoată mâinile. Păi, după un șir de întrebări, pentru ce trebuie tatălui să-și scoată mâinile din sicriu, părintele i-a spus, vreau ca să vadă lumea când plec dincolo, nu iau cu mine absolut nimic, palmele mele sunt goale. Iată așa plecăm dincolo. De aceea vă îndemnăm doar ceea ce puteți agonisi în suflet, spiritualitate, înțelepciune, blândețe, pace, asta vă îndemnăm să o faceți și să luați cu dumneavoastră. Vreau să vă citesc o poezie meditativă pe care, nu știu, unii pot să o înțeleagă, alții pot să o critique, chiar nu mă interesează părerea nimănui, doar a celor care mă ascultă și vibrați odată cu emoțiile mele. Care e definiția iubirii? Întrebarea asta cred că fiecare și-o pune fiind iubit, iubind, așteptând iubirea. Și vreau să vă spun ce am scris și eu din gândurile mele pe coala albă de hârtie. Cine știe care e definiția iubirii?
Poate e un cuvânt doar fermecat, poate cineva a cunoscut-o, cine oare știe formula ei cu adevărat? Cine știe care e definiția iubirii? Poate doar un vis pierdut în zori, poate e doar un vers, o melodie cântată de o rază de soare pe un nor? Cine știe care-i definiția iubirii? Poate e râsul, plânsul sau tăcerea ta? Poate am simțit-o, am atins-o când te-am cunoscut, a fost a mea? Cine știe care-i definiția iubirii? Poate-i zâmbetul din ochii tăi, poate cineva ce după tine plânge, poate-i lacrima din ochii mei? Cine știe care-i definiția iubirii? Eu nu știu, nu știu cum să o descriu, dar o trăiesc cu întreaga mea fire și te iubesc de când mă știu, mereu. Se spune că dacă vrei să fii iubit, trebuie tu să iubești, tu să poți iubi, tu să dăruiești. Și atunci, din această dăruire a dragostei, din care Dumnezeu ne-a făcut pe toți, vine fericirea peste tine. Simți acea pace. Iar pacea este fericire. Pacea sufletului nostru. Dumitru Matkovski, întotdeauna m-a emoționat acest scriitor, acest filozof, acest înțelept. Atunci când seara la într-o emisiune televizată, la un post de televiziune, îi ascultam gândurile. Trăia la etajul 9, ultimul timp nu se mai cobora, iar dacă ascensorul nu lucra pe jos și anii care îi ducea în spate, îi făceam și îi dădeam mari bătăi de cap să coboare 9 etaje, vreau să vă spun că plângeam atunci când îl ascultam pe Dumitru Matkovski. Haideți să vă citesc ceva. Știți piesa cu numele tău, muzică Ion Aldea Teodorovici, interpretată de Nina Krulikovski în spectacolul Tata. Vreau să vă citesc versurile, pentru că piesa o cunoașteți. Iar cum o cântă Nina Krulikovski, cred că n-ar putea o interpreta nimeni. Nina Krulikovski este unicat, cum a fost Angela Păduraru, cum a fost Nina Iermurache, cum a fost Nicolae Sulac. Poți să fie descendenți a acestor ramuri, dar ca ei nimeni niciodată nu o să mai fie. De aceea apreciați oamenii care sunt astăzi alături de dumneavoastră, care sunt în viață, care sunt cot, la cot, umăr la umăr, lângă dumneavoastră, iubiții, și aveți grijă de sufletele lor. Am numit un cu nume drag, stea din cer strălucitoare, steaua mea a fulgerat și s-a prăbușit în mare. Eu te caut, eu te strig, eu te adun din veșnicie. Unde ești, de ce nu ești tu, iubirea mea târzie? Am numit cu nume sfânt spic de grâu ce se împlină. Spicul meu s-a scuturat de belșug și de lumină. Trece noapte, trece zi, dorul-i piatră grea și apasă. Unde ești, de ce nu ești tu, iubirea mea frumoasă? Am iubit cu nume scump pasăre din codru verde. Pasărea s-a rătăcit și acum prin străini se pierde. Brume cad, mai grele cad, dorul e un rugd și doare. Unde ești, de ce nu ești tu, iubirea mea cea mare? Să te plâng, iubire, e în zadar, ai pe lin un floare de amar. Să te ating din suflet, e târziu, ai pe linul floare de pustiu. Să te calc în tină, e păcat, ai pe linul floare de bărbat. Să te îngrop în taină, e durut, ai pe linul floare de băut. Monumental. Știți, atunci când prima dată am privit din sală, în scenă, spectacolul Tata cu Victor Ciutac, am rămas pur și simplu marcată, cred că pentru toată viața. Spuneți-mi, vă rog, stimați primari, stimați oameni ai caselor de cultură, directori, de câte ori ați invitat vreun actor să interpreteze acest spectacol, Tata? Este un spectacol cu învățământ, este un spectacol ce ne aduce sentimentul de naționalist, de drag de părinți, de străbuni, de pământ, de țară.
De mult nu l-am mai văzut, nici televizat acest spectacol. Spectacolul Tată a fost ca un monolog a unui părinte care i-a trecut anii, viața, educând, crescând copii. Și țin minte chipul marelui Victor Ciutac, un actor cu trăsături evidențiate de român basarabian, cu înțelepciune țărănească și intelectuală de o mare ținută. Ăștia au fost cei care ne-au creat nouă starea de bine, starea de, nu știu, de liniște a timpurilor care au trecut și starea de zbucium în care suntem astăzi. Televiziunea Tezaur Folk întotdeauna are scopul să aducă în fața telespectatorului său doar liniște. Războiul să fie doar la războiul țesut de bunicile noastre. Dacă mai are cineva război undeva pe la țară, invitați-ne, noi împreună cu echipa Tezaur Folk vom veni, vă vom filma, vom sta de vorbă. Oameni buni, ne propunem cu televiziunea Tezaur Folk să mergem și în diasporă, de ce nu, să venim cu artiști. Artiști care mai puțin poate se văd la televizor și prin rețelele de socializare, dar care au un cuvânt de spus. Un artist ce înseamnă? Un artist înseamnă impunere prin mesajul care îl aduce, prin frumusețea lui spirituală, sufletească și în ultimul rând prin, nu știu, vestimentația lui sau... Înainte oamenii aveau grijă de ținuta lor, pentru că și atunci când ieșim din ogradă trebuie să avem grijă de ținuta noastră. Astăzi, la vedere ce se vede, este mult mai apreciat decât ceea ce se ascunde în spatele sau în ochii noștri, în sufletul nostru. Și vorbeam cu cineva că toate chakrele noastre spirituale sunt lăsate să dormiteze și suntem la ultima, cea mai de jos ceacră care am conservat-o și o luăm ca atare, ca valoare. Haideți să deschidem toate cele 7, 11 ceacre ale noastre, să lăsăm lumina să pătrundă, să ne coloreze și fiindcă suntem într-o toamnă frumoasă, afară e cam rece, haideți să mai gustăm din cafeluța noastră de la Tezaur. În fiecare dimineață vă dăm întâlnire, uneori cu reluări, pentru că suntem prinși în activități mondene, de ce nu, uneori cu invitații pe măsura așteptărilor dumneavoastră, alteori cu mai multe curiozități, iar mai des vă dau întâlnire cu prietenii mei, cărțile. Astăzi voi avea o invitată care va veni cu un mesaj, un mesaj de dragoste, un mesaj care ne va pune pe gânduri și aștept această fată pentru că am cunoscut-o luând legătura cu mine, dorind să vină la o cafea la Tezaur și dumneavoastră trebuie să simțiți parfumul acestei cafeluțe și încă o dată vreau să vă spun că televiziunea Tezaur Folk este o televiziune apolitică, total. Noi nu avem știri din politică, pe noi nu ne interesează lupta clanurilor, pe noi nu ne interesează ce se petrece revoluționar în afara acestor pereți, pe noi ne interesează ca lumea să ne privească, să ne asculte, să le ascuțim sentimentul de patriotism. Patriotismul ce înseamnă? Patriotismul înseamnă mirosul păstrat de la sânul mamei. Patriotismul înseamnă pe brațele bunicii când era mici, ne mângâia bunica și palma ei bătătorită cum se așeza pe creștetul nostru. Înseamnă bunielul care scutura prăsadul, cădeau, sau merele cădeau pe jos și noi le strângeam. Bucuria asta de a vedea cerul mai altfel, bucuria asta când la Crăciun, Paște sau când bunelul făcea focul în cuptor și împrăștea jăraticul, aducea pâinea frământată și crescută, colacii, prăjiturile a bunicii, le dădea în cuptor și când le scotea, așteptam abia să gustăm din pâinea fierbinte sau din acel hulubaș,
pregătit de bunica. Dragostea de neam înseamnă mirosul pământului, înseamnă ploaia de toamnă, înseamnă prima zăpadă, înseamnă colindele noastre, se apropie, când se apropie sărbătorile, înseamnă bulgăritul nostru a copiilor. Păcat că noi, maturii, mai rar acum ne bulgărim cu bulgări de zăpadă și de aceea fugim de la politic ca să ne bulgărim cu cuvinte frumoase, cu mesaje frumoase, cu cântece frumoase, cu tradiții. Uitați-vă ce motou avem noi aici, pe panoul ăsta nostru, Tezaur Folk, moștenire, tradiție, cultură. Totul pornește de la cap. Atunci când Natalia Midone Rodideal a venit cu propunere și spune doamna Maria sau doamna Stoianov, Maria îmi spune, vreau să fac ceva care să rămână, să fie altfel, vreau să aduc lumii un mesaj mai aparte. Să știți că avem emisiuni foarte interesante la Tezaur Folk, sunt emisiuni de spiritualitate, vom avea și transmitere directă de la Mănăstirea Durlești în curând, de la slujbele părintelui Andrei, pe care îl salutăm cu mare drag. Vom avea și o conexiune cu partea cealaltă de Prut, sperăm în Slănic Moldova, zona aceea și partea asta a Moldovei, să putem fi transmiși direct și să avem poate și unele din programele lor. Vrem să avem o colaborare frumoasă cu toți primarii care vor fi aleși, le dorim succese la toți, iar gospodarii doar aceia trebuie să le dăm votul, gospodarilor care știu să administreze o gospodărie ca casa lor proprie, să facă curățenie în toate sectoarele, de la cultură până la curățenia străzilor. Mulți o să încerce să vină în fața dumneavoastră de la toate televiziunile cu vorbăraie multă. Ascultați-ne pe noi mai des. Veniți la emisiunile noastre Tezaur de Duminică, veniți la emisiunile Nataliei Rodideal, întâlniri la Tezaur de sâmbătă seara, acolo unde se sărbătoresc zilele de naștere a personalităților noastre. Haideți să vă mai citesc ceva de la doamna poetă Lilia Manole. Mai sus de păsări. Mai sus de păsări, doar dragostea noastră poate zbura. Până mai sus de păsări, uitați-vă, chiar aici am deschis, până mai sus de inimă, apoi până mai sus de arbori, apoi până mai sus de păsări, revii la mine ca dintr-un legănat univers a iduma flăcării. Semantic să-mi fie lacrima, crâmpeiul ce mă ține, ești o clipă aproape, respect tăcerea. În cuvinte, o altă limbă, iată, survine și ne înțelegem prin emoții și ne cuprindem cu gândul ce între porțile cerului azi va rămâne. Filozofia unui poet trebuie să o cunoaștem citindu-i doar gândul, citindu-i versul și vreau să vă spun încă un lucru. Cel care știe să răsfoiască o carte, acela știe să descoase sufletul omului. Eu întotdeauna spun că prietenii mei, cei mai fideli, sunt cărțile. Da, am multe cunoștințe, am mulți prieteni, oameni de cultură și nu numai oameni, și politici, oameni și țărani. Cel mai mult mă bucur când am prieteni țărani. Iar acum vreau să vă citesc doar o poezie cât mai scurtă, scrisă de orcheianul Iurie Sadovnic. Regret, trec în stoluri anii, apa în Nistru curge, limpede și verde, unde ar ajunge? Doar a noastre gânduri, tulburi fiecare, n-au făcut un Nistru ca să curgă în zare. Vedeți ce frumoasă limba avem noi, limba noastră, cea română. Și vreau să vă mai citesc un vers scris de Iurie Sadovnic, orcheianu, dedicat lui Andrei Surucianu. Tresării în mezul nopții, mă chemă copilăria, mă ruga cu ochii umezi ca să o plimbu prin câmpie. Am întins în noapte mâna, nimeni să nu o atinse și tăceau în întuneric două gânduri, două vise. De ce ești așa naivă? Lasă-mă să dorm în pace. Timpul zboară, timpul trece, timpul nu se mai întoarce. Oare eu n-aș vrea pe o clipă să mă uite depărtarea, să mă poarte mama în brațe,
însă sunt de acum mare. Iată și noi am ajuns în momentul când trebuie să spun bună dimineața invitatei noastre. Este vorba de Natalia Boboc. Natalia, bine ai venit la emisiune. Treci așa, ți-am pregătit și cafeluța. Mă ridic să-ți strâng mâna. Ce frumoasă ești. Ce stil. Ah, mulțumim frumos. Ia loc, te rog. Suntem la emisiunea online. Ți-am pregătit o cafea, echipa atunci, de bună dimineața tuturor celor care ne privesc. Da, asta este camera ta. Vreau să guști din cafeluța noastră să spui ce gustare. Cu mare drag, să știți că practic este o băutură pentru mine originală, pentru că nu prea servesc, dar cu mare plăcere o fac astăzi. La noi vrei, nu vrei, de acum, uite, ți-am pregătit cafea, dacă știam că bei ceai... Extraordinar. Da? Nu, dacă știu ce servesc eu, atunci lapte de capră. Lapte de capră, e cel mai sănătos. Laptele exact, crap. Exact. Mă uit, ești așa destilată. Mă bucur că te-am cunoscut pentru că ți-am ascultat vocea din câteva videoclipuri ale tale și mă bucur să stau de vorbă cu un om cărturar, cu o bună și aleasă educație. Și am ales un videoclip pe care ni l-ai trimis aici la Vocea Basarabiană, la Vocea Poporului. Uite, oricum e vocea basarabeană noastră, da, e a noastră. Am avut o experiență cu un alt post de televiziune. Și rămâne în suflet, așa? Rămâne în suflet, pentru că oricum suntem români basarabeni, exact. Numiți cum vreți. Am ales piesa ta, Matinale. Dacă vrei să ne spui câte ceva despre această piesă, după asta mai dezvoltăm subiectele. E o piesă ca și fiecare dintre lădița mea, da, muzicală, ceva venită din viață, din soarta mea, din istoria, labirintul meu, da, de soartă, și vine spre cei de acasă cu un îndemn să fim matinali, totuși, pentru că multe reușim, dar totodată să nu uităm că dragostea este un ingredient de bază a unei arome dimineții, pe lângă și cafea și tezaurul foc. E, ce frumos! Oameni buni, cafeluța de la tezaur și un videoclip frumos cu Natalia Boboc.
Natalia Boboc astăzi este la noi la o cafea. Vreau să vă spun că este o cântăreață cu o voce impunătoare și îmi place că știe ce mesaj trebuie să aducă în fața telespectatorului. Natalia, vreau să ne spui de unde vii și cine ești? Sunt de fapt o persoană, sper eu, până la sfârșitul vieții și până la ultima supoare, să mă consider tot și fericită și împlinită. La moment, într-adevăr, sunt mamă, sunt soție, sunt ființă care încearcă în fiecare zi să ajute această lume, acest univers să devină puțin mai bun prin muzica mea, prin versurile mele, prin tot ce vine din suflet. Foarte frumos. Mă uit la felul tău de a fi la noi în studio. Ți-ai legat așa o broboată mai altfel, mai stilată. Am dorit să fii puțin mai aproape de stilul dumneavoastră. Dacă da? Mi-a reușit, mă bucur mult. Ți-a reușit. Vreau să spun că întotdeauna am știut și cred că un artist are un fel al lui de a fi mai aparte. Și eu l-am și toți l-au, nu ca toată neapărat. Lumea. Nu ca toată lumea. Prin asta noi ne deosebim. Exact. Vii din regiunea care... Rișcani. Vin din Rișcani, de la Rișcani. Nord. Da, da. Chiar din oraș? Chiar din orașul Rișcani. Ești fată orășancă. Da, nu știu cât de orășancă. Atunci era așa un orășel foarte micuț, acum da, s-a divizat. Era orășel, dar foarte curățel, apropiat și mie și sufletul celor care sunt acolo. Sunt fetiță dintr-o familie de inteligență, trei fete suntem. Să vă trăiască surorile, părinții. Să dea Domnul. Ce studiai? Studii superioare, practic am dedicat 14 ani în domeniul muzicii, așa că de la și până la am dus toată calea aceasta care a fost destinată, spunem așa, ca să ai dreptul să expui părerea ta prin muzică. În afară de muzica ușoară și mesajul care vii în fața telespectatorului, pe care tu singură am înțeles că ți-l scrii. Practic absolut tot ce vedeți și prin intermediul clipurilor, deci texte, muzica și regie, deci absolut tot. Mai cap, tot ce vedeți, veste imitație, încerc singurică pentru că mi se pare că este mai adevărat, pentru că eu foarte bine cunosc ce vine din suflet, ce a fost scrisă, da, istoria vieții mei și cum am supropus-o pe portotiv. De asta îmi pare că ce am reușit ar fi anume eu să fiu cea care deja îmi reușește sau nu, spun cei care ne privesc. Îți reușește pentru că ai viziune foarte modernă asupra mesajului. Nu știu că de modern, pare că destul de neobișnuită. Poate pentru cineva pare că ceva note de vogă, dar pentru mine e important nu vogă, nu modă, dar important ceva poate mai mult academic, ceea ce va rămâne și ceea ce este actual și peste 100 de ani, sper eu, și a fost și va rămâne, astea probleme sociale. Și sigur că numai atunci când treci tu prin momente complicate ale vieții, numai atunci înțelegi, te apropii de probleme și durerea străină și o primești ca pe a ta. Numai în cazul ăsta. Poți se spune că durerea omului este dată pentru a înțelege un lucru. Exact, și pentru a înțelege înțelepciunea vieții. Doar în așa fel, eu când fac cunoștință cu persoane care, vai de mine, sărmăniei în viață, dar cât de fericite sunt, eu mă umplu cu energia aceasta și cu înțelepciunea lor. Ei se bucură de fiecare clipă, pe când cei care au tot, absolut, mă refer mai mult la sănătate. Nu o prețuiesc. Unii au un palat și nu știu ce înseamnă sau nu simt sentimentul fericirii. Alții au un bordei, unui boschetar sunt și ei sunt mult mai fericiți și împliniți decât cei care au un BMW. Exact, dar sunt și persoane dintre care au muncit pentru acest chiar și BMW și palat și în cazul dacă au muncit personal și nu au venit bani de undeva de sus, tot și prețuiește momentul ăsta. Dar iarăși, când e vorba de momente mai complice, mai tragice, atunci deja totul se pune la punct. Orice ce furtună care vine în viața omului, se spune că vine ca să aducă liniștea și pacea, ca să măture unele neajunsuri, exact. Unele, nu știu, metehnie, să le măture și să aducă pacea. Și să pornești de la început. Și să pornești de la început. În privința creierii pieselor tale, ca conținut și forma pe care tu le-o dai, se spune că dacă un artist stă numai în găoaca lui, poate să-și piardă până la urmă și forma și conținutul. N-ai încercat să colaborezi, nu știu, cu Marian Stârce sau cu Anatol Chiriac sau cu Oleg Baraliuc? Sunt compozitori consacrați. Eu care... de acolo am pornit, parcă să vă spun, da? Într-adevăr, când am venit în Chișinău, după ce ne-am mutat cu Traiau de la Ungheni, cu toată familia, am pornit anume pe calea aceasta cu cei mai ilustri, spunem, da, personalități, domnul Liviu, da, Știrbu, Marian Stârcea. Liviu Știrbu, da, da. Da, deci numai decât persoane care, de fapt, au fost cei care mi-au dat și da, și un ajutor, spunem așa, sprijin. Dar puțin mai târziu, totuși am înțeles că, haideți... Filozofia vieții tale trebuie să o implementezi. Ar fi bine să o expun. Exact ca un pictor. Un pictor are școală de pictor, capătă experiență și până la urmă și ia pensula și pe
pânză, își colorează tot ce are în suflet și toate ideile le aranjează ca un artist. Tu ești un artist care singură îți expui într-o piesă gândurile tale, sentimentele tale, emoțiile tale și asta este un lucru frumos. Cât fiecare, dar din artiști încearcă cel puțin, din interpret, spunem așa, încearcă să facă acest lucru. Așa. Oamenii Soarelui, vreau să vorbim despre acest videoclip. Da. Deci aș putea să răspund chiar acesta și următorul despre care o să vorbim, este un proiect social, un film, pentru că nu pot spune pur și simplu clip, pentru că e o istorie, putem numi și o tragedie pentru unele familii și totodată și o înțelepciune, cum spuneam noi, pentru că este vorba de persoane, soare din Republica Moldova și nu doar, care au nevoie de susținerea noastră, care au nevoie de sprijinul nostru moral, spiritual, o mână caldă, o privire bună și un zâmbet la timp și vă rog foarte mult, atunci când le întâlniți, să nu le respingeți, să nu vă pară că sunt periculoși sau strașnici categoric. Eu le cunosc personal, noi am avut ședințe, am avut discuții, ne-am întâlnit nu odată și nu ne-am întâlnit, cred că de multe ori, să știți că sunt foarte dulci și merită din plin să devină amici. Vreau să te întreb din experiența ta și cunoașterea ta acestor copii, cum crezi de ce pe pământ și în societatea noastră, în zilele noastre, sunt mult mai mulți copii a Soarelui? Se nasc mult este mai o mult. Întrebare retorică, din păcate, și până acum, cu toate că ne uităm, da, afară este secolul 21, dar nimeni nu poate găsi un răspuns adecvat. Se spune că este problemă genetică și doar într-un moment oricare ceva nu merge așa cum trebuia să fie. Dar eu cred că iarăși este o trimitere de sus, din ceruri, pentru părinților, pentru cei mai puternici. Pot să fiu sigură în acest lucru. Ca un test. Da, ca o testare sau pentru o viață în viitor care se va renaște sau pentru ceea ce a fost. S-ar putea poate undeva ei n-au trecut un examen vieții. Sau iarăși este și a doua variantă. S-ar putea copiii aceștia nevinovați, curați, sfinți, pur și simplu, să fie o testare pentru o viață următoare ca să fie fericiți de plin. Crezi în reîncarnare? Da. Mi se pare că așa pur și simplu soarta noastră și sufletul de aici nu poate să plece pur și simplu. Mi pare că oricum el se reîntoarce în coace. Adică dacă noi aici în viața asta pe care, care ne este dată, nu căpătăm o experiență, nu creștem spiritual, nu facem lucruri plăcute Domnului, Marelui Creator să zicem, pentru că sunt diferite religii, dar este un singur Creator. Exact. Și dacă noi nu căpătăm experiența asta, nu ne învățăm lecția, dacă mai avem o șansă să ne evoluăm altfel ca să fim mai aproape de raiul pe care toți ne-l dorim, Dumnezeu ne mai dă posibilitatea să mai fim în această viață, ori printr-o experiență de a avea un copil a Soarelui, ori a fi un suflet în captivitatea asta noastră materială, să putem cumva să trecem perioada asta despre care tu ai vorbit. E ca un test de dezvoltare, nu știu, de iubire. De iubire. De iubire și de dăruire de sine. Și să știți că, într-adevăr, acești părinți sunt atât de blânzi la suflet, îți pare că este anormal. Da? Atunci când tu în fiecare zi birui, în fiecare zi tu trăiești cu durerea aceasta și poate primii ani gen îți pui întrebare în fiecare clipă, de ce eu, de ce acest copil, de ce e îngerașul meu. Dar e atât multă dăruire și dragoste, da, cât ceilalți părinți la care copiii perfect sănătoși, nici o clipă, nici nu se pun întrebare de ce, cum și să prețuiască și alți copilași sau să le primească pe toți absolut din jur. Deci este o tragedie, o istorie totală, absolut întreagă, care nu fiecare din noi poate să o pătrundă. Cel care. Natalia, dar de ce e tragedie? Nu e tragedie. Nu e tragedie, gândesc, dar da, nu tragedie, dar haideți cuvântul. Să spunem așa, nu pentru că puțin o cunosc poate din altă latură istoria aceasta, pentru că atunci când vine, hai să spunem așa, momentul când apare copilaș, orice mamă primește o satisfacție, o bucurie. Așa. Și momentul când apare copilaș și multă lume spune că nu trebuie să fie sau dă-l înapoi și el rezistă câteva luni și moare și tu semnează și pleacă acasă singurică. Este un moment care practic întoarce toată viața. Te poate frânge. Și atunci, da, atunci este o tragedie. Din momentul cealaltă, dacă te ridici, dacă mai ai persoana alături de tine, dar sunt multe cazuri când, într-adevăr, soții rămân alături și slavă Domnului și mulțumim lor, sunt situații când cunosc, când mămicile rămân singurele. Și atunci momentul să, da, se ridică din genunchi, merge înainte și deja se pornește o altă viață, o altă istorie, când deja, da, zâmbetul pe buze nu dispare și trebuie să ajungă ca să fie mândria mamei. Eu am citit undeva o informație că trebuie cu
a soarelui, chiar și-au deschis o afacere. Adică, bravo, dacă copiii ăștia sunt îngrijiți, sunt permanent asistați, corect, ei pot să-și ducă viața frumos. Pot foarte frumos să ducă. Unicul moment este că societatea noastră mai are puțin, sau poate și mai mult, dar mă spun așa, de lucrat asupra noastră. Pentru că în țările civilizate, acolo sunt primiți cu totul altfel, cu brațele deschise și în cadrul activității, la muncă, în instituțiile de învățământ, preșcolar, școlar, universitar. La noi puțin sunt ușile închise și tu trebuie să tragi bine, bine de zăvor, să mai bați la ușă, să poate să mai deschizi și geamul ca să încerci să intri și pe acolo, pentru că este complicat. Da, slavă Domnului că avem primii pași, guvernul ne susține și ajută acești îngerași, dar este complicat. De asta și părinților. Înainte de a vedea clipul, vreau să ne spui cum tu ai scris textul. Da. Și tu ai scris melodia. Pe tot ce regie la ți-a fost greu? Nu mi-a fost greu, pentru că sunt mama, am suflet care a trecut prin mai multe istorie din viață și slavă Domnului Cerurile, îmi vine în ajutor atunci când este așa o idee și sunt foarte responsabilă ca să realizez la, sper eu, la înalt nivel. Vedeți, oameni buni, stimați telespectatori a postului nostru de televiziune, Tezaur Folk, emisiunea Tezaur de dimineață, cafeaua de dimineață, va aduce oameni în față pe care trebuie să-i descoperim, să-i cunoaștem și să știți că cine spune că speranța moare ultima este adevărat. Avem oameni frumoși pe acest pământ și câmpul informațional este deschis pentru toți. Dar doar unii, așa ca Natalia Boboc, poate să tragă un fir, cum și eu, un fir de acolo ca să putem realiza un gând pus pe o melodie și transformat într-o imagine. Haideți să vedem acest videoclip, Copiii Soarelui, Natalia Boboc. Un amic al lor. Un amic al lor.
Oameni buni, mă uitam la acest videoclip și am luat această cărțulea lui Ianoș Țurcanu, Maxime, unde scrie că cel mai mult în oglindă se uită femeile frumoase. Mă gândeam, unde e frumusețea unei femei? Unde se ascunde ea? Poate în acest videoclip, poate în acești ochișori care se uită ca razele de soare la lume și vor să fie înțeleși. Felicitări, este o tematică pe care o abordează nu mulți interpreți. Știu, mersi mult. Și acum să ne întoarcem la frumusețea feminină. Care vine din interiorul ei, da. Din cei care o înconjoară și radiază. Sigur că vine din familie, cred că e din stat de la mamă și tată, cu siguranță, apoi de la persoana care este alături și te iubește și te înconjoară cu dragostea ei. Și cu siguranță, nu în ultimul rând, cei care vin din sufletul tău, din corpul tău, din inima ta, copilașii tăi, care, sper eu, întotdeauna pentru orice mamă, vor fi și va rămâne cea scânteie care niciodată nu o să permită să stingă, chiar dacă și frumusețe puțin se mai lăsa de ea, dar asta este. Nata, fiind un om de artă, cum crezi zâmbetul unei ființe, fiind bărbat, femeie, fiind un copil a soarelui sau un copil chiar cu handicap sau un om normal, zâmbetul ce poate exprima? Pentru mine personal, cred că aș începe așa. Zâmbetul este totul. Pentru prin el, eu nu cred că zâmbetul poate să fie fals. Cel puțin se vede, atunci el altfel se exprimă. Dar zâmbetul redă starea ta sufletească, interiorul tău. Și eu cel puțin foarte mult atrag atenția acestui sentiment care vine din exterior, dar totodată e foarte ascuns bine în adâncul nostru. Și de fapt el poate să te salveze dintr-o situație mult, mult complicată. Mă uit și te examinez pentru că te văd așa prima dată. Ai spus că ne-am cunoscut cu câțiva ani în urmă, da, într-un interviu. Invers. Eu eram de cea care vă întâlneva. Și mă uit analizându-ți expresia feții. Să știi că ne urmărește toată lumea pe rețeaua de socializare, pe Facebook. Chiar am avut mesaje și din Spania și din Elveția și din Italia. Vreau să ne urmărească, vreau să te urmărească pe tine, toți cei plecați ai noștri, toți cei care vorbesc limba română și nu numai care studiază limba română, și să vadă frumusețea și trăsăturile tale calde și deosebite. Vreau să te întreb de, dacă vorbim de frumusețea feminină, cum te uiți tu la operațiile plastice și la tot ce înseamnă injectare? Vorbim de zâmbet, pentru că da. Mi-am amintit acum, în față mi-a ieșit, dacă un om normal, de la Dumnezeu, fără prelucrarea masivă, să zic așa, a feței, poate să râdă larg, să zâmbească, atunci fetele astea botoxate, cu buzele pline și pomeții mai înflați, e nici expresia feții, nu pot emoțiile să le redeie. Și se spune atunci când omul intervine în ceea ce a fost creat de Dumnezeu, este jale, pentru că se pornește un viceversa, un proces destul de straniu. Și mie mi-este jale, practic, absolut de fetele care au încercat să se îmbunătățească, da, chipul lor, dar până la urmă și voga a trecut să fim și noi, da, sincer cu noi. Și totodată și au stricat multe și înapoi nu poate să revină și practic au devenit altă persoană absolut. Deci sunt cazuri când și buletinul și pașaportul absolut nu coincide cu persoana care este în față. Și atunci este tragedie, practic, pentru mine, pentru că tu ți-ai șters de pe acest pământ, chipul care a fost dat de sus. De ce? Pentru că fiecare din noi venim aici, pe această lume, cu o menire, cu un scop nobil. Și dacă încercăm să ne schimbăm, să o prefacem, atunci în viață sunt sigură că se schimbă multe. Și rămâne doar să le doresc să se iubească așa precum sunt ei, așa cum au fost create. Și mulțumim lui Dumnezeu că, într-adevăr, acum, secolul 21, cât de banal și stran ar părea, dar internetul ne deschide deja larg brațele în tematica că trebuie să te accepți așa cum ești. Și sunt diferite seminare psihologice, psihologii deja vorbesc deschis la nivel internațional că trebuie să te primești așa precum ești, pentru că frumusețea ta este unică, originală. Altă persoană așa ca tine nu există. Ori atunci când noi încercăm deja să fim toate cu același stil de năsuc sau tip de buze, practic devenim deja, hai să spunem așa, banale, da? Și plus deja s-a constatat că bărbaților nu prea deja le place stilul ăsta de, da, de o păpușică, 90-90-90. Le place așa ceva original, o femeie care se apuce. Vorba unui prieten de-al meu care spunea, știi, Maria, am avut ocazia, oameni buni, suntem la tezaur, la cafeaua de dimineață, putem vorbi deschis, apolitic, dar trebuie încios pentru sufletele noastre. Și de ce viață. Nu? Da, nu bârfim, dar vreau să spun, vorbind despre aceste lucruri, cineva din prietenii mei,
N-am să-i spun numele, mi-a spus: Maria, tu știi, eu am sărutat o fată care avea buzele umflate cu silicon și nu am simțit niciun fior și nici ea se rupă receptorii ăștia, se anihilează, nervul se distruge și tu nu mai simți ceea ce trebuie să simtă o femeie sau un bărbat. De aceea îndemnă toate fetele frumoase, urâte, știți cum se spune? Nu sunt femei urâte, nu sunt, da. Cele care îngrijite poate din neștiință. Dar vreau să vă spun o zicală ce spune: atunci când un bărbat îi face compliment la o femeie și îi spune: Doamnă, cât de frumoasă ești, am o replică genială, deseori o folosesc. Nu sunt frumoasă deloc, chiar sunt cu nasul un pic mare, poate cu părul mai creț, poate ovalul feței nu este perfect, chiar nu sunt frumoasă. În schimb, sunt fericită. Sunt a naibii de simpatică. Și nu poate să reziste, să reziste nimeni. Așa că fetelor, femeilor, doamnelor, domnișoarelor, fiți simpatice mai des decât frumoase, cu diferite modificări. Iar dacă, Doamne ferește, ai căzut de pe bicicletă cu nasul într-un bulgăre de pământ și ți s-a schimbat nasul, pune aloe vera și trece. Nu, într-adevăr, sunt cazuri când se salvează viața și persoana devine puțin și mai fericită într-un mod oricare. Da, excepții sigur, dar atunci când ești și frumoasă și încerci să te mai faci și prea, atunci revii la invers. Să revenim la frumusețea noastră, a sufletului nostru. Un om frumos înseamnă un gând bun, un om frumos atunci când ai grijă de cineva de alături, un om frumos când ai o familie, ceea ce înseamnă celula societății noastre creștinești. Un om frumos înseamnă când te grăbești acasă, nu la mare, la munte sau la distracții. Te grăbești acasă să stai în liniștea serii acolo lângă sufletul pereche. Și vorbind despre sănătatea asta noastră, frumusețea sănătoasă, să ne întoarcem la un alt videoclip al tău. Este în limba rusă. Noi pe postul nostru de televiziune am pus și în limba engleză invitații de dimineață. Invitații de dimineață. Când o să avem un program, ne gândim să avem o emisiune cu toate etniile, și bulgarii, și găgăuzii, și ucrainenii, este rușii, binevenit, să vină. Că Moldova, într-adevăr, da, sunt. Ar fi frumos, de ce nu? Noi nu suntem, mă rog, împotriva niciunei culturi, dar vrem să fim cu rădăcinile adânci a culturii este noastre corect, românești, basarabene. Și ai un videoclip în limba rusă. Se numește Lubea uidu za sonțăm. Lubea uidu za sonțăluc este un film foarte recent lansat, iarăși pe o tematică destul de profundă. Este dedicat celor care cândva, sau acum la moment, s-au ciocnit cu o diagnoză teribilă a unui cancer. Este dedicat celor care nu s-au oprit și nu au căzut din prăpastie, n-au strâns arpele și neapărat persoanelor care au fost alături și nu le-au permis acest lucru și sunt alături zi de zi, mână în mână, privire în privire și biruie cu această boală. Și să știți că sunt foarte mari succese și atât alături de organizația, dacă îmi puteți da să spuneți, Save Maxim Lives. Apropo, părinții care au pierdut practic 3 ani în urmă, un băiețel de 14 ani, un băiat extraordinar, frumos, deștept, dar din păcate, după complicații, a biruit boala, dar după complicații copilul nu a putut să iasă. Și atunci noi împreună încercăm să ajutăm aceste vieți a unor îngerași de la un anișor, două, este o istorie foarte dureroasă, dar să știți că dacă împreună biruim, dacă fiecare poate câte un bănuț, câte o privire, câte o rugăciune spre cer, să știți că sunt deja vieți salvate și asta ne bucură foarte mult. În acest scop și a fost creat acest film. Eu nu știu dacă regia noastră a pregătit acest videoclip, îl avem, sau publicitatea. Haideți să vedem ce alege regia, publicitate sau videoclip. Ținim după asta revenim. Pentru sănătate, e important să ai un medic de familie. Îl poți alege oricând, dar peste 6 luni de la ultima înregistrare. Dacă te muți în altă localitate, poți schimba medicul de familie imediat. Indiferent care e motivul, iată cum poți să faci. Alege medicul de familie. Obține-i acordul să devină medicul tău. Completează cererea de înregistrare. Dacă medicul se află în altă instituție medicală, depune cererea semnată de medic la CNAM și reprezentanțele acesteia. În 10 zile primești confirmarea. Poți verifica și online pe cname.md. Pentru detalii, 0800 99 999. Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still here?
It's another time, it's another day. Numbers stay are new, but it's all the same. Running from yourself, it will never change. If you try, you could die. Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never had enough. Dacă bei și te așezi la volan, ești un criminal sângeros. De data asta, ai avut noroc. De câte ori crezi că va fi așa? Și vreau să-ți mai spun, tată, ce mi s-a întâmplat de când ești plecat. Într-o zi mi-era foarte rău și am fost la noul nostru centru de sănătate. De acolo o mașină m-a dus spre Chișinău. Îți închipui, era o mașină cu sirenă, ca în filme. Când am ajuns, erau mulți doctori, cum erai și tu. Era atâta lumină și am adormit. Când m-am trezit, nu m-a mai durea nimic. Acum totul este bine, dar tare vreau să vii acasă. Fiecare lucrător medical acasă, Moldova e mai sănătoasă. Oh,
поцінок дати люч. Любя, уйду за сонце в луч. Тебя спустило небо стуч. Любя, уйду за сонце в луч. Не молчи, закричи. E sensibil de dureros să privești imagini și să asculți un mesaj atât de actual în timpurile noastre. Se spune că omul pe pământ are programul lui. El luminează ca o baterie. Mă gândesc, de ce această boală a secolului 20-21 este atât de, frecventă în viața noastră? Și cel mai important, sunt atinși copiii care abia se nasc. Dar este o vorbă populară, te naști pentru a pieri, pentru a muri. Unul își duce viața până la dânci bătrânețe, altul are o viață ca o frântură de secundă. Felicitări! Mersi. Mi-aș dori să fie și în limba română această mersi mult, accept melodie. Și primesc într-adevăr deja multă lume solicită și trebuie, cred, să mă pun de treabă. Frumos. Vreau să te întreb, ești vorbitoare de rusă? Mi-ai spus că vii dintr-o familie de ucraineni? Da, exact. Vin dintr-o familie de ucraineni. Provin dintr-o familie, spunem așa, acolo unde s-a discutat practic doar în rusă și ucraineană. Dar felicitări, deja... vorbești română foarte frumos. Oameni buni, rușilor, ucrainenilor, găgăuzilor, bulgarilor care trăiți, ați venit la noi în țară, uitați-vă la această tânără, cât de frumos tânără. Vorbește limba română. Învățați, oameni buni, învățați, pentru că dacă pleci în Rusia, sunt sigură că limba română nu o să o folosiți. Da, altfel cum? Dacă treci în dacă pleci în Anglia, vorbești engleza exact, sau exact. În Statele Unite, în Mexica, cred că limba spaniolă sau ce este acolo. Și eu te felicit pentru o limbă română corectă. Mă mulțumesc de suflet. Chiar dacă are un mic accent, abia se... Dacă îmi permis, are dreptul puțin, dacă vă spun oricum ceea ce este pus bază din, da, de la naștere. Dar te-ai ales un moldovan ca nevastă. Mai ales un moldovan, da, dacă retransmit complimente. Cel care, practic, cred că mi-a sădit, cred că, da, și dragostea aceasta de tradițiile și a noastră, pentru că eu le consider a noastră, pentru că aici m-am născut, aici trăiesc și aici creiesc și aici s-au născut și fetițele mele și practic în să familie... Să două fete ai, cum trei se numesc? Am, trei fete. Ai luat exemplu de la mama, de la mama și tata. Da, exact, cred că asta este, da. Să-ți trăiască trei fete, mult. Cum se numesc? Anastasia, care are 20 de ani, Daria... 20 care... de ani? Da. 17 și jumătate deja are Daria și cea micuță, 5 anișor, Palina. Felicitări! Oameni buni, vedeți ce înseamnă frumosul sufletului? El este pe chip, pe chipul Nataliei. Felicitări, exact. Doamne, eu ți-aș fi dat vreo 20 de ani, nu mai mult. Vai de mine, serios? Ce înseamnă totuși spiritul mișcare, ăsta? Mișcare și puțin spiritul, somn. Puțin somn. Spiritul ăsta a omului. Tu te trezești la 4 dimineața pentru că ești moderator, da, la un post de radio. Orele 5 și... sunt la muncă. Și cum somnul de frumusețe când ți-l faci? Că mulți se laudă, trebuie să dorm. Doamna Maria, nu pot să vin dimineața la emisiune, la cafea. Îmi pare că nu, pentru că somnul, da, el ai nevoie de 7 ore cel puțin, da, să le ai neapărat. Dar apoi, iarăși, da, când începi la 5, după la 7 deja vin acasă, pe cine hrănești, pe cine îmbraci, care duci pe undeva și mai departe la alt serviciu. Eu cred că mișcarea aceasta, cel puțin pentru mine, este un involt ca să fiu permanent în formă, în energie și să nu-mi permit să stau în leneșii sau melanconie toamnei. Apropo, ce vă doresc dumneavoastră? Mișcare, mai puțin mâncare și dragoste, cât mai mult. Felicitări, Natalia, pentru mersi frumusețea mult interioară și vizuală pe care o văd în fața mea. Mulțumesc că m-ai contactat și ai venit la noi la Tezaur Folk în această dimineață. Eu vă mulțumesc din mare suflet. Nu știu, mă gândesc că omul e frumos nu doar prin ceea ce face, dar felul lui de a transmite energia pe care o are. Tu transmiți o energie pozitivă. Și uite, indiferent de limba vorbită, poți să fii și tu, nu știu, născut în Mozambic, cum am mai spus. Ar fi interesant. Dar poți să fii cald la suflet și dragostea asta din care Dumnezeu ne-a făcut pe toți,
pe care tu o ai cu abundență, mine, o dai oamenilor. Ca cum mire, mă. Dar e corect așa, trebuie să vorbim lucrurilor pe nume. Uite, ai camera ta, știu că te grăbești pentru că intri în program la ora 10 și da, sper da, să reușești. Da, ai camera ta unde poți să spui un mesaj telespectatorilor noștri, oamenilor de la Opincă până la Vladâcă care ne urmăresc. Și îți doresc numai succes. Vă mulțumesc de suflet, cu dată pentru ospitalitate și pentru suflet cald care mi-ați dăruit. Și acasă. Pentru cafeaua de dimineață. Cu mare drag, mersi. Iar celor de acasă, cred că aș spune doar unul. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți, că existați, pentru că fără dumneavoastră, cred că nu eram nici noi interpreți. Și vă doresc din suflet, persoane dragi, să fie mereu alături, sănătoase, fericite și dragostea cea care noastră o aveți în suflet să radiați cât mai mult, pentru că, să fiți siguri, eu vă concept și vă asigur că ea se întoarce înzecit, însutit, pentru că noi suntem creați pentru a dărui viața, a face lumea aceasta puțin mai bună. Să fiți sănătoși și cei de alături de acasă. Oameni buni, piesa Mie Dor îi aparține Natalie Boboc. Natalia, vreau ca oamenii în orice colț al lumii unde n-o s-ar afla să te îndrăgească, să te asculte, să-ți asculte mesajul, să-ți admire frumusețea ochilor tăi expresivi și o să ne fie și nouă dor de tine, pentru că ești un vorbitor de română foarte frumos și, nu știu, mi-a făcut o mare plăcere. Îți strâng mâna călduros. Asemenea, cu mare drag. Și pe post, oameni buni, punem videoclipul adus și prezentat de Natalia Boboc. O tânără, la 20 de ani, cu fata întâi, 17 și 5 anișori, cred că i-a luat și din anii ei, în schimb i-a dat frumusețea și culoarea Toamnei, sufletul pe care îl are, îl împărtășește cu noi, telespectatorii și ascultătorii ei fideli. Natalia Boboc, Mi-e dor! Mi-e dor, dor de tine, mamă, dor de tine, tată, plin pereții goi. Mi-e dor ca să se distramă, scumpii tate, mamă, să nu te cheamă nimeni la masă. Nu se mai coace în cuptor pâinea cea mai gustoasă. Durerea glasă ție, doar vechea Biblie îți amintește că ați fost cândva familie. E frig în casă, soba nu mă de căldură, las-o. Grădina plinge după gospodar plecat de acasă. Pe poza cea de ieri e tot ce nu mai e. Cum să respiri când singur ești fără familie? Nu te întreabă nimeni când te întorci, când vii acasă. Nu te cuprinde nimeni și nu spune că îi pasă. Durerea glasă ție, doar vechea Biblie îți amintește că ați fost cândva familie. Ce care ei țineau icoană sfântă de pe masă. Azi nu te așteaptă la fereastră cu ochii blânzi acasă. Pe poza cea de ieri e tot ce nu mai e. Cum să respiri când singur ești fără familie? Inograda, numai vântul, frate. Bătrânul nuchel tot cuprinde cu fior în spate. Aici când vă scurtam, cu drag ne alinteam. Și nu conta de pe ei, atunci în buzunar aveam. Cum trece timpul neîncetat, ce viață zboară în rate. Copilul e părinte, azi mă nebunelul poate. Dar te-ai gândit ce vrei, să-mi vezi nepoții tăi. Că cea mai mare fericire aduc banii grei.
Oameni buni, bună dimineața încă o dată, suntem la Tezaur Folk, emisiunea Tezaur, sau mai bine cafeaua de la Tezaur. Sunt Maria Stoianov și încercăm diminețile să fim împreună cu dumneavoastră, să vă aducem în casă un cuvânt bun, invitați pe măsură. Invitata mea și-a băut cafeaua și a fugit, pentru că are o altă emisiune la un alt post de radio. Din ciocolata care am deschis-o, am fost tentată să o gust, dar am să o las echipei, pentru că ea îngrașă, dar are un miros ciocolata. Haideți să mai gust și eu din cafeluța mea. Mă gândeam dacă cineva ar vrea să-și facă reclamă la cafeaua de dimineață. Vă închipuiți dumneavoastră cât de onorați ar fi ei și cât de bine plătiți am fi noi. Pentru că doar aici, la Tezaur Folk, la cafeaua de dimineață, putem să spunem ce aromă are cafeaua, ce gânduri frumoase avem noi pentru dumneavoastră. Și fiindcă am rămas eu cu prietenele mele, cărțile cu prietenii mei, vreau să vă mai citesc o poezie scrisă de Ion Prisăcaru, Revin cocostârcii. Azi cocostârcii dragi au revenit acasă, când tocmai apăruse și soarele pe cer, și salcea pletoasă azi pare o mireasă, în valea cu izvoare trăind un nou mister. Atâta frumusețe în zori de dimineață, ce îndumnezeită de un aer parfumat, n-am mai avut norocul să întâlnesc în viață un farmec așa dulce decât la mine în sat, acolo în Baraboi, de unde vine Ion Prisăcaru. Aici am ascultat și prima mea poveste, cu cosânzene, feți frumoși și zmei, cu răutul din preajmă ce tot legendă este, legendă de iubire despre strămoșii mei. Aceste versuri au fost scrise de Ion Prisăcaru, un om care are, care este înconjurat doar de cifre, dar cât de armonios a ales cuvintele și dragostea lui față de satul său natal, Baraboi, este nemărginită. Acolo se duce cu daruri pentru oamenii nevoiași, acolo a deschis și a construit o troiță, acolo unde a făcut în fața casei de cultură un parc cu personalitățile, monumente a personalităților din sat. Ion Prisăcaru, un om pe care eu îl stimez și mă bucur că suntem prieteni. Oameni buni, am spus că am adus mai multe cărți. Haideți să vă citesc totuși de la Dumitru Matkovski, care astăzi este alături de noi, și vreau să aleg o poezie. Este vorba de Pomul interzis. Dumitru Matkovski. Eram cândva, nici nu știu când eram cândva o coastă a lui Adam. Eram un joc, eram un nenoroc, sau poate că nici nu eram deloc. Eram cândva când lumea nu era, eram un gând înfiripat abia. Eram o taină, sau mai bine zis, eram un dor de pomul interzis. Dor de pomul cel rotat, dor de omul cel bărbat, pomul când rodește-i pom, omul când iubește-i om. Greșeala mea, nebunul meu păcat, pe demiurg l-a foarte supărat și demiurgul, vai de mine, vai, m-a alungat cu vorba rea din rai. Așa a fost sau nu a fost așa, n-am regretat și nu voi regreta, de-ar fi să ajung din nou în paradis, tot mi-ar fi dor de pomul interzis. Dor de pomul cel rotat, dor de omul cel bărbat, pomul când rodește-i pom, omul când iubește-i om. Poezia aceasta a fost scrisă de Dumitru Matkovski în anul 1975, text de cântec, text pentru cântec. Dumitru Matkovski, Toamnele. Chiar vreau să citesc aceste versuri pentru că suntem în plină toamnă, cu toată coloratura și frumusețea ei. Muzica este scrisă a acestor versuri de Anatol Bivol, un interpret, un om deosebit, cu un suflet și cu un simț a umorului și cu un fel de a simți viața. O să sesizați din versurile scrise de Dumitru Matkovski, iar melodia dumneavoastră o știți. Toamnele! În Moldova, toamnele, această melodie este scrisă de Anatol Bivol, fratele Irinei Bivol. Interpret la început a fost acestor versuri chiar Mihai Dolgan. Toamnele, versuri Dumitru Matkovski, muzică Anatol Bivol.
Toamnele când vin, codrul de aramă, cerul de cocor zare de năframă, sfântă casă mare, Moldova pare și ne este sufletul sărbătoare. Toamnele când vin, aerul de pace, pâine de belșug, viața de noroace, pleacă soldăței cu străjerii, se întorc la baștină vorniceii. Toamnele când vin, satul plin de fete, fetele se țin toate margarete, umblă pețitorii treziți cu zorii, bate ritmul horelor roata morii. Toamnele când vin, a miroase afragă, cu alai domnesc nunțile se joacă, umblă nunii mari cu lăutarii, își mai uită grijile gospodarii. Toamnele, la Moldova, toamnele, sunt... Știu la fel ca mamele să ne aline dorul, toamnele, la Moldova, toamnele, știu la fel ca mamele să ne îndemne zborul. Cât de frumos! Oameni buni, ce popor minunat și talentat suntem noi! Acum toamna se simte mirosul mustului de fragă, se simte mirosul, nu știu, a gutuiilor proaspete, se simte mirosul harbujelor murați, se simte mirosul și foșnetul de frunze ce cad, ruginite și bătute de brumă. Sperăm să avem o toamnă în continuare caldă, frumoasă și, de ce nu, cu oameni frumoși aici la Tezaur Folk. Lirica română de pretutindeni, să vedem ce ne mai spune. Aici este o așa, iubire de țară. Hai să vedem cine a scris acest vers, cine a scris Mircea Dem Rădulescu. Iubire de țară. De multe ori am spus și menționez, nu sunt radicalistă, sunt naționalistă, sunt româncă din Basarabia, îmi iubesc portul și vorba, îmi iubesc pământul și neamul, strămoșii și nu uitați, îndemnul nostru este moștenire, tradiție, până la cultură, cultura care va aduce frumosul în sufletul nostru. Iubire de țară. Iubire de țară, întâiul fior și cel de pe urmă cuvânt, tu faci să înflorească al veții răzor, cu flori de lumină crescută în pridvor, cu tot ce e jale, cu tot ce e dor, cu tot ce e tainic și sfânt. Tu ești prima rază invit în april, ce blând se ivește la geam, zefirul ce vine din lungul exil să fure din persici parfumul subtil, întâia minune în ochi de copil și trilul din fiecare ram. Tu cântecul mamei din vriem de demult, aminte mereu ne-l aduci, icoana bunicii cu dorul ei mut, pământul cu munca și întregul tumult și vatra bătrână la care ascult povestea cu zmei și haiduci. Iubire de țară, puternic destin, magnet de pământ secular, prin tine al meu suflet etern pelerin, pios se îndreaptă către vechiul altar, cu sfinte icoane la care mă închin, acum și de-a pururi. Amin. Asta este iubirea de țară. Iubirea de tot ce înseamnă dragoste de pământ, dragoste de strămoși. Lirica română de pretutindeni, oameni buni, dacă dați de această cărțulie să o aveți acolo pe un raft, pe marginea nu prispei, poate afară, că de acum vine toamna și cartea suferă de la vânt și ploi, dar undeva acolo pe un colț de masă, pe o etajeră și să o citiți pentru că este foarte interesantă. Dacă v-am citit de la Lilia Manole astăzi, Dumitru Matkovski, Alexandra Pitlic Zacon, haideți să vă mai citesc și din gândurile mele, sper că cineva să se regăsească. Ce îți place lume ție? Această carte este alcătuită din două cărți mele. Și mulțumesc că totuși Ministerul Culturii a contribuit, am câștigat un concurs unde mi s-au editat peste 2000 de cărți, s-au împrăștiat prin țară și vreau să vă citesc dumneavoastră din gândurile mele așezate pe hârtie. Ce îți place lume ție, nu tot timpul îmi place mie. Tu le crezi pe toate spuse, eu pe scenă-s, tu în culise. Îți plac și bune și rele, eu pun lacăt gurii mele. Tu vrei de toate să știi, eu liniște inimii. Ce îți place lume ție, nu tot timpul îmi place mie. Tu încerci tot să mărești, eu de bârfe mă lipsesc.
Îți plac vorbe auzite, eu fug de vorbe părâte. Tu vrei prima ca să fii, pentru mine eu sunt tâi. Ce îți place lume ție, nu tot timpul îmi place mie. Lume, chiar dacă ești multă, mulți pe mine mă ascultă. Iată așa, oameni buni și lume bună, lume frumoasă, ce place la unii nu place la alții. Ce gânduri au unii, nu tot timpul aceleași gânduri le împărtășesc alții. Contează respirația cu care venim noi în fiecare dimineață, ne trezim. Contează sentimentul nostru de dragoste, patriotism, de ce nu, de dăruire, de iubire, pe care îl așteptăm întotdeauna să ni se întoarcă și se întoarce ca bumerangul. Ce arunci, aceea ți se întoarce în zecet. De aceea eu vă îndemn să fiți cu noi în fiecare dimineață la o cafea aici, la Tezaur. Vă îndemn să ne urmăriți programele noastre, emisiunile noastre cu oameni frumoși. Avem emisiuni și pentru copii, avem emisiuni și programe muzicale, avem spectacole puse pe post, avem emisiuni de business cu oameni care se ocupă în această țară și muncește. Noi mai cântăm, dansăm, ei muncesc pe brânci. Avem emisiuni de revelații spirituale și, în general, întâlnirile noastre au un scop. Să ne dezvăluie sufletul nostru, cel colorat ca toamnele, să aducă oameni în față pe care poate mai rar îi vedeți la televizor, să aducă frumosul culorilor dintr-o pictură și frumosul mesajului dintr-un cântec. Iar prietenii mei, cărțile, vor fi în fiecare dimineață aici cu mine și vă va picta în sufletul dumneavoastră câte un gând frumos. Sunt Maria Stoianov. Sper că cafeaua de dimineață de la Tezaur a fost bună. I-ați simțit și dumneavoastră parfumul. Cei care plecați din țară, întorceți-vă acasă dacă aveți la ce. Iar dacă ați muncit peste hotară, aduceți tot ce ați căpătuit acolo în țara noastră. Făceți aici America, Italia, Elveția voastră pe această palmă de pământ, pentru că este binecuvântat de Dumnezeu. Nu știu cel mai frumos îndemn ce ar fi decât să aveți pe cineva alături cui să-i spuneți păsul. Iar sănătatea și mentală și trupească să fie ca o binecuvântare a gândurilor voastre, a gândurilor noastre. Oameni buni, eu îmi sorbesc cafeaua, dumneavoastră vă doresc o zi frumoasă, o zi de toamnă și ne vedem mâine dimineață cu un nou invitat. O zi frumoasă!